Invitatul nostru este în cele ce urmează, doamna Monica Babuc, ministru al culturii în Republica Moldova. Vă faceți la Paris, doamna Monica Babuc, cu un dosar extrem de interesant, tot vine primăvara, tot parcă ați adus și soarele de la, din, din Moldova, legat de mărțișor. Mărțișorul care este un simbol care ne unește într-un fel pe noi mulți cei iubitori de primăvară din Balcani și din Estul Europei și Institutul Cultural Român s-a asociat și el acestei operațiuni. Aveți dreptate bună ziua, Maestre Vișnic. Mă bucur să mă aflu aici alături de dumneavoastră și mai ales mă bucur să vorbesc despre acest mărțișor al nostru, căruia i-am dedicat inclusiv și dâns și lui acestui simbol al primăverii din tot spațiul balcanic, așa cum ați spus foarte bine, această vizită la Paris parțial. Vom avea o prezentare, dacă vreți, a acestui simbol al primăverii pe care îl iubim foarte mult toți cei din spațiul românesc, dar nu numai, pentru că există un dosar comun al Republicii Moldova, a României, a Macedoniei, Bulgariei și acest dosar este pregătit în vederea introducerii acestui simbol al primăverii a noastră, al nostru, al tuturor, în lista reprezentativă a patrimoniului cultural universal imaterial. La dosar s-a lucrat deja foarte mult de specialiștii din toate aceste țări și Sperăm că în noiembrie acest element extraordinar al culturii noastre uh, imateriale să devină parte a tezaurului universal uh, al culturii. Tocmai pentru aceasta, mâine uh, avem o foarte frumoasă, din punctul nostru de vedere, uh, seară găzduită generos de Ambasada României și uh, pe această cale vrem, vrem să mulțumim foarte mult ambasadorului, excelenții sale, ambasadorului României la Paris, domnul Luca Niculescu, pentru această găzduire. Vom prezenta acolo o expoziție artizanală foarte frumoasă de mărțișoare, pregătite inclusiv pentru publicul francez, pentru a face cunoscut acest simbol pentru care râvnim atât de mult locul în lista reprezentativă UNESCO și în afară de aceasta deci, seara va continua cu un concert inedit a unui artist excepțional din Republica Moldova, prenumele său Valentin Boghean, noi zicem Vali Boghean și bandul său, care abordează o muzică, el, el este un poliinstrumentalist, posedă mai mult de 20 de instrumente, și e posesor a unei voci excepționale, respectiv el ne va cânta de, despre primăvară și nu numai ca să asezoneze cumva această expoziție și acest mesaj al mărțișorului. Vom avea aici întâlniri, întrevederi la nivelul vicedirectorului UNESCO, domnul Bandaran, și a directorului Institutului Patrimoniului din Republica Franceză pentru a multiplica și eforturile noastre în domeniul promovării elementelor culturii noastre imateriale, dar și a promova relațiile noastre, deci, moldo-franceze, care se dezvoltă într-o ascensiune permanentă. Și tocmai că se împlinesc 25 de ani de la. Uh... Întemeierea acestor relații, lansarea relațiilor diplomatice dintre Moldova și Franța și în acest context au avut loc mai multe manifestări. Momentul este totuși important de bilanț, de fapt. Adevărat, e adevărat. Odată cu aniversarea 25 de ani de independență a Republicii Moldova, suntem în perioada bilanțurilor. Și bineînțeles că bilanțul raportat la relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Republica Franceză cu siguranță pot să ne aducă doar sentimentul de bucurie și satisfacție. Așa cum se cunoaște, Republica Moldova a avut stabilit încă în 1994 un acord de colaborare în domeniul educației, culturii și problemelor de tineret. De atunci încoace au avut loc multe și extraordinare evenimente. Alianța franceză este foarte bine cunoscută în Republica Moldova prin multitudinea de acțiuni pe care le face împreună cu ambasada franceză. Voi aminti aici de Festivalul Filmului Francofon, de exemplu, aflat la cea de-a 15-a ediție. Minunatul festival pianistic, care se numește Nopțile Pianistice, organizat iarăși de Alianța Franceză și care se bucură de o enormă pop popularitate în Republica Moldova. Voi vorbi aici cu multă bucurie și de un recent aranjament semnat între Ministerile Culturii din Republica Moldova și Ministerile. Ministerul Culturii din Republica Franceză exact în 2016, care ține de colaborarea noastră în domeniul patrimoniului cultural, a protejării și a promovării valorilor acestui patrimoniu construit arhitectural. Uh, Franța contribuie enorm la. Um, uh, activitățile care țin nu numai de promovarea culturii și a cercetărilor franceze, dar și în domeniul educației. Știm că de-a lungul acestor 25 de ani mii de tineri din Republica Moldova și-au făcut studiile în Franța la diverse instituții de educație superioară și au primit calificări extraordinare, reușind să revină nu doar în Moldova și să muncească cu succes, dar să fie angajați la prestigioase instituții din întreaga lume. Deci, chiar recent, săptămâna trecută, am inaugurat împreună cu Ambasada Franței în Republica Moldova o extraordinară expoziție de fotografii care vine să evoce această cale de relații bilaterale de 25 de ani și ne-am bucurat să aflăm acolo vizitele reciproce ale președinților francezi și moldoveni reciproce, deci la Paris și în Chișinău. Președintele Jacques Chirac a vizitat Republica Moldova, președintele Snegur a vizitat Parisul și recent și președintele, ex-președintele Timofte. Deci relațiile s-au dezvoltat pe foarte, foarte multe domenii, dar ceea ce mă bucură cel mai mult este că în ultimii ani cunoaștem o dezvoltare foarte îmbucurătoare a relațiilor noastre culturale. Să ne aducem aminte doar de faptul că Muzeul Național de Arte, care a fost renovat mai nou cu ocazia oferirii unui grand de un milion de euro din partea Guvernului României, motiv pentru care venim să exprimăm și aici încă o dată gratitudine poporului și Guvernului Român pentru acest lucru. Iată, acest muzeu a fost cândva inițiat de un francez, prenumele său Auguste Bayard, care a înființat la Chișinău prima pinacotecă. Astfel că aceste relații cunosc o dezvoltare în profunzime, sunt în ascensiune și calitatea de francofoni a cetățenilor Republicii Moldova, la fel ca și a tuturor românilor din spațiul românesc, vorbesc despre o atitudine absolut specială a noastră vis-a-vis -vis de limba franceză, de cultura franceză și de națiunea franceză.